Bună dimineața, bună ziua sau bună seara, după caz, pentru momentul în care veți asculta această povestire. Mă numesc Gabriela și astăzi vă invit să citim împreună povestea cu numele Partii la castel din cartea grasă și proastă a regretatei rodica o joc brașoveanu. Întâi de toate vă mulțumesc că sunteți alături, vă invit să vă abonați la canal în cazul în care nu ați făcut-o deja, să dați click pe clopoțel pentru a fi siguri că veți fi notificați de fiecare dată când postez o nouă povestire, eventual un like, un share dacă v-a plăcut, și să-mi lăsați un comentariu deoarece îmi face mare plăcere să citesc comentariile dumneavoastră. Acestea fiind spuse, să începem. Moto. Nimic nu-i mai trist decât suferința din privirea copiilor, lacrimile din ochii bătrânilor. Anonim. Avea 9 ani, era în clasa a treia și îl chema Ghiocel. Fusese impulsul de ultim moment al bunicului, care înainte de a declara nașterea băiatului la primărie, trecuse pe la cârciuma din colțul străzii. Se simțea cătrănit că fie să hiritisise cu un nepot din flori și, cum afară tocmai dădea colțul ierbii, ideea îi se păruse grozav de inspirată. Se iscase scandal mare în familie, nevastă sa și fata săriseră cu gura pe el, dar bătrânul chiar treaz nu înțelegea de ce, la o adică, ghiocel ar suna mai caragios decât mugurel, crin sau bujor. Dar lumea sfârșește prin a se obișnui cu toate celea și oricum, încă de la grădiniță, nimeni nu-i spunea altfel decât puricei. Era mititel și firav, zici că intra într-o cutie de chibrituri, oacheș cu un neastâmpăr care îl făcea să vibreze, incapabil să stea locului. Cine-l vedea, își spunea că numai ochii este el, rotunzi ca niște nasturi, cu niște gene lungi și lucioase, parcă toți stropite cu rouă, ardeau tăciunea prinși pe fețișoara slăbuță și palidă. În același timp, izbea lipsa lor de veselie. Privirea băiețașului contempla, medita sau iscodea, dar nu râdea niciodată. Cine stă însă să ia seama la toate nimicurile și, cum lui Puricel nu îi se dădea atenție, amănuntul trecea neobservat. Un fapt mai puțin comun ai lui departe de a-l de decreta împăratul familiei, din potrivă, îl ignorau, prioritatea având viața fiecăruia dintre ei. Or, copilul incomoda, fiind mai degrabă tolerat decât iubit. Bunicul, vreme de 45 de ani mecanic de locomotivă, considera că și-a făcut cu vârf și îndesa datoria față de patrie și familie și nu mai avea decât o singură preocupare majoră, asigurarea financiară a țuicii de fiecare dimineață. O consuma cu deliciu la birtul din vecin, unde se făcea politică subțire, se înjura guvernul, femeiul, Banca Mondială și intervenția NATO în Iugoslavia, pentru că, nu-i așa, toată lumea avea televizor și nimeni nu trăia cu capul între urechi. În rest, nu-l interesa nimic, aducându-și uneori aminte în zi de pensie să-i cumpere un pachetel de ciungă luă ăla micu. Aflat în dispoziții duios afective, îl căina. Vai de capul lui de amărât, la animerii fie mea cu stângul!" Tată n-are mă minte cât lâna de pe broască, iar el s-a iscat sfrijit ca firul de pai. Ce meserie să scos dintr-un năpâr ca ăsta? Poate de un croitor dacă o avea dește îndemânate ce. Cât despre bunica, n-avea inimă și timp să se uite la puricel, nici cu cotul. Întâi că fie sa getuța, copilul în care și îndesase cele mai multe nădești, fer făcuse, dezamăgind-o pe viață. Fusese cea mai frumușică dintre surori, dezghețată, a avea ceva carte și un lipici de pomenit cade pe moment cu tronc la inimă. S-a izbilut tușa mare, sora lui bunica, așa aia tot așa. Eu ce l zis în nenumărate rânduri vorbele acestea și altele asemenea, fără să înțeleagă mare lucru, atâta doar că bunica e nemulțumită de getuța, adică de mama lui. Era în schimb mulțumită de tantijeni, fata cea mai mare, o grăsană gălăgioasă care mirosea urât și săruta cu țepi din pricina mustății aspre, nedepilate. Jeni, da, o pocnise. Era patroană de măcelărie și bunica nu mai contena să povestească despre chiverniseala din casa Fiesia Mare. Se ducea zilnic la ea să-i dau o mână de ajutor la prăvălie sau în casă și când se întorcea pe seară cu sacoșa plină de cărnărie, pentru că Jeni nu era scârțană, iar bărbată său nu îi se așeza din potrivă nici cu umbra, nu îi stătea o clipă gura de scrin belșugul Fiesii. Când domul e mintos și harnic, asta e, se procopsește! Uitase că pe vremea când Jenny se afla domnișoară, se tânguia cu vrea să asculte că găliganga o să-i rămână piatră în casă. Unde-i prostul lasă să-și una care dăgata o găină la o singură masă și tot se mai vaită că e foame? Noroc că Jenny uitase și primea ovațiile de azi cu aceeași indiferență veselă care o ajutează să înregistreze o cările de odinioară. Purice la uza multe, dar pricepea puține și nu sta nimeni să-i le deslușească. Copilul ăsta, adică el, țipa mama în fiecare zi, mi-a stricat viața. Și aici băiețașul își imagina o mașinărie, un ceas sau o jucărie care trebuie dusă la reparat. Dar viața? Cum poți scăpa viața ca pe o ceașcă pe cimentul din bucătărie, de exemplu, și s-o spargi? Bunica răspundea întotdeauna la fel. De? Nu, eu te-am învățat să-ți ridici fustele de la 15 ani. Cum credeai că se fac copiii? Îi scrii lui Moș Crăciun să trimită barza la anul? Adică pentru o singură greșeală trebuie să plătesc până închid ochii? Două greșeli, fata mami. Întâi că i-ai dat-o fără vereghetă. De al doilea că ai lăsat plodul stața de tine. Când te rugam, du-te, mamă, la doctor că Iliescu Pupalaș a dat drumul la chioretaje. Tu nu, că fie ce-o fi vrei copil cu Severino. Ziceai că dacă i-a găs broscoiul de gât al de spaghete de năvală la primărie. Uite că a dat bir cu fugiții, păi ce pălărie ai, minte ce-ți mai trebuie. Dar sunt tânără, mamă, urla Getuța și Puricei se ascundea îngrozit sub masă. Abia am împlinit 25 de ani, vreau să-mi trăiesc viața. Bunica sălta din umeri și mai adăuga un praf de făină la rântaș să iasă soțul mai grosuț. Trăiește-ți-o, mai că te oprește careva? Aici mama dezlănțuită începea să arunce prin casă cu tot ce-i cădea în mână. Cum? Din golan în golan? De ce vorbești ca o nemernică? Știi bine că n-apuc să pomenesc de băiat că toți o iau la goană. Cred și eu, de un câine dă pripa să zică te mai milostivești, da cine se pornește la drum cu plodul altuia să-l înalțe și să-l facă om!" Mama continua să buze, fără să o mai asculte. În loc să-mi dai un sfat, să mă înveți de bine, dumneata mă bat jocorești!" Gheocel stătea gemuit, acum chiar că ar fi încăput într-o basma, cu inima gămălie și ochii strânși închiși de frică. Era clipa când bunica, scoasă din fire... A zvârlea lingura ori fulcurița, orice avea în mână și își înfingea mâinile în șolduri. Ce să te învăț, neghioabă? Când te învățam de bine, cum zici, îți spuneai bluza cu buricul gol și plecai cu ușa trântită, ci că să te las în pace și să-mi vede sarmale și varice. Și acum, poftești, povață, vrei povață, scapă de plod, dar l de suflet sau omoară-l dracului, ei fi rar să fie. Puricel înțelegea un singur lucru. Mama a făcut odată ceva, ceva rău, chiar de rușine, dar el e vinovat și amândouă erau foarte supărate pe el. De aia mamei lui nu-i place să se plimbe cu el și când ies în oraș să-i cumpere trening sau sandale, Ghiocel merge cu câțiva pași înainte, iar mama îl supraveghează mergând în spate. Odată s-au întâlnit la gogoșerie cu un domn bărbos și mama a spus repede, E nepoțelul meu, băiatul sorămii!" Puricel a ridicat ochii, credea că mama glumește sau poate a uitat, dar ciupitura de pe ceafă, l-a amuțit. Mama mai are și o prietenă, Cătălina. Stă chiar deasupra magazinului pentru copii și s-au bătut și pe la ea. Poartă părul lung și seamănă cu o doamnă de la buletinul meteo. Pe puricel l-au lăsat să se joace cu puc, nișul, iar el au băut cafea și whisky. Mai ta are dreptate, spune tanti Cătălina. Există o grămadă de lume care vrea să adopte un copil. În primul rând străinii, dar și de-ai noștri sunt destui. E prea mare, îi vor mici până în 3-4 ani și pe urmă dacă într-o zi se întoarce totuși Severino? Așteaptă tu, Geto, să se întoarcă Severino și Dunărea să o ia la deal. Nu că tu ești nebună de binele. Mama dă pe gât restul de băutură și zâmbește dulce, așa cum zâmbește ea după ce bea din pahare mici. Și e dor, soro, de o aventură cu un superb din ăia ca la telenovele, cu un sacou galben, mi s-a pus pata pe galben. Singura, domnișoara învățătoare, a simțit că se întâmplă ceva cu puricel. Mai de I-a trecut degetele prin betron, bretonul aspru și bogat. De ce ești așa trist, Ghiocel? De fapt, toți suntem triști și a trecut mai departe prin șirurile de bănci. Nici domnișoara nu-i mai veselă. Are nas trist, veșminte triste, surâs trist și pare că se gândește mereu la ceva despre care nu mai ea știe. În timpul ăsta copiii își fac de cap, chicotesc, băieții mai răi trag fetițele de păr sau mănâncă. Singurul care nu mănâncă nici în recreație e Puricel. Cine să-i pregătească lui pachețelul de dimineață? Când începe el școala la 11, toți sunt plecați de mult. Bunica la tantigenii, mama la serviciu, bunicul la cârciumă. Lască că nici nu-i prea e foame, totuși trage cu ochiul la gustarea celorlalți. Tartine învelite în sclipici, ca bomboanele de pom, ciocolată, banane, portocale gata cojite. E o clasă de copii bogați, pe mulți îi aduce la școală cu mașina. Puricel n-a urcat niciodată în vreura toți cu ceasuri pe mână, camera lor în care dorm singur și calculatoare. Cel mai grozav băiat din clasă, doamne cât ar vrea cel să-i semene și seara la culcare atunci când nu-i Superman se închipuie în pielea lui, e Bogdan. Vine la școală pe bicicletă, iarna merge la schi cu părinții, are cei mai formidabili mușchi din clasă și adirea și cei mai scumpi. Doar Ana Maria are o pereche la fel. Imagina, Anei Maria încălzește sufletul lui Puricel seamănă cu fetele cu minți și stețe de la desene animate, cu Heidi, cel mai bine. Puricei nu stă prea mult la televizor pentru că bunicul se uită doar la emisiuni sportive, mama când stă acasă vrea doar filme și muzică ușoară, bunica nici nu îl deschide fiindcă îi face gălăgie în cap și îi crește tensiunea. Pe Heidi însă o știe bine și Ana Maria ce mai e la fel, am în două o bomboană, două bombonele. Ghiocel e un școlar potrivit, nici prea prea, nici foarte foarte. Sigur însă, cel mai sfrijit și cel mai sărac. Pe el nimeni nu-l ajută la lecții, nimeni nu-l duce la bazin, nimeni nu-l tunde la modă. E liber în schimb să facă tot ce poftește, cu condiția să nu-și rupă hainele și a doua, impusă de el însuși, să vină când trebuie la masă. Dacă întârzie, nu mai găsește nimic. Mama mănâncă mai mult pe stradă pizza și gogoși, bunica la tantigenii, iar bunicul vine atât de flămând de la birt că golește tot frigiderul. Ca să apuce să înghită ceva, trebuie neapărat să ajungă acasă înaintea lui. Puricel se plimbă mult, își cunoaște cartierul pe degete, dar cel mai mult zăbovește în preajma alei T, acolo unde locuiește Ana Maria. E o stradă strașnică, fără blocuri, totdeauna curată, plină de câini eleganți, cu zgardă și medalion, care dorm în casă. Și casele sunt frumoase, cu grădini pe care le stropește cu furtunul un om în pantaloni albaștri, dar cea mai frumoasă este a lui Ana Maria. Are cărămizi roșii, acoperișul strălucește în soare ca solzii de pește, iar veranda, așa îi zice fetița balconului cât o cameră, e din piatră brodată, cenușie ca șoarecele. Acolo unde începe scara spre verandă, se află pe de o parte și de alta așa, cum ar fi două mingi uriașe de fotbal. Puricel nu le poate cuprinde cu brațele, alcătuite din floricele mici, roz și albastre, despre care nu știe că se numesc hortensii. Pe ziduri se cațără trandafiri grași, cum n-a mai văzut nicăieri, prin grădină se plimbă un câine țanțoș înalt și slab, cu multe pete negre pe plana albă, iar în spatele casei, auzit puricel vorbind colegii, se mai află o seră și o dulbină cu peștișori de toate culorile. Ghiocel crede că e un castel din omie și una de nopți, iar Ana Maria, prințesa. Deși n-a trecut niciodată de gardul de piatra traforată, știe o grămadă de lucruri despre cei care locuiesc în castel. Când nu trece nimeni pe stradă, se cațără în castanul de la marginea trotuarului și urcă în vârf ca o maimuțică. De aici are o priveliște minunată și stă ceasuri întregi înregistrând orice mișcare. Tatăl Nei Maria seamănă cu Gulliver în țara piticilor, are o mașină turtită ca o broască roșie care stă pe burtă și e întotdeauna foarte grăbit. Mama lui Ana Maria nu zâmbește, e frumoasă, parcă nu-i pasă de nimic, traduce puricel aerul de suverană îndepărtată, și pășește împletit, împletit exact ca doamnele din revistele de modă pe care le vede la televizor. Mai sunt în casă două femei cu șorțuri albastre care au mereu descuturat câte ceva pe la ferestre și încă una îmbrăcată toată în alb și care n-are altă treabă decât să plimbe un cărucior cu un bebeluș, frățiorul Anei Maria. De la patru la cinci Ana Maria exersează la pian și Gheocel ascultă răbdător gamele împiedicate și interminabilele arpegii care se revarsă prin geamurile deschise. La cinci se ivește la colțul străzii Bogdan, conind pe bicicletă. Uneori îl însoțesc și alți colegi, fiecare pe bicicleta lui. A Anei Maria e strălucitoare ca argintul. Se duc în parc să se plimbe. Râsetele și țipetele lor, Bogdan știe să facă catarzan și vine tu, sperie păsărelele, gonindu-le în înaltul cerului. Puricel coboară din copac și se duce acasă. De câteva zile clasa forfotește, se agită, plutește o nerăbdare festivă, ca în preajma Crăciunului. Fetițele, în special, afișează un aer important de conspirativitate, au tot timpul ceva de șoptit la ureche în timpul orelor, biletele circulă trafic neîntrerupt, iar în recreații se îngrămădesc în jurul Anei Maria, păzite cu strășnicie de statul ei major, Sandra și Andreea. Doar ele, privilegiatele, au dreptul să o țină de braț sau după talie când se plimbă prin curte, discutând cu aprindere și teribil de aferate. În mai puțin de două zile însă, misterul devine secretul lui Polichinele. Peste o săptămână, Ana Maria împlinește 10 ani, iar părinții ei au promis un party, o serbare în stil american, după cum explică încântații de rezonanța cuvintelor copiii, la ei acasă. Elementul surpriză s-a epuizat, căci deja toată lumea știe în amănând cum se va desfășura petrecerea, dar asta nu o face mai puțin fascinantă. Întâi și întâi că va avea loc în grădină, care acum, în plin florar, e o minunăție de arome și culori. În special trandafirii de pe ziduri, care sunt neasemuiți, îți vine să crezi că însăși primăvara s-a despletit, revărsându-și cosițele de rază peste castelul la Maria. Dar parcă numai trandafirii, copacii înfloriți și căzmirese, stânjeneii discreți ca niște doamne voalate, ridică arome dulci în calea crinilor fuduli, gazonul bine stropit scăldat în cea mai verde acoarelă, îți dă brânci la o plimbare cu picioarele goale. Puricel parcă simte mătasea umedă sub tălpi. Uite ce-a mai izbutit să prinde din șușoteala copiilor. O să fie serpentine și confeti, buchete de baloane colorate în pomi, fotograf, bufet cu tartine delicioase, un tort, uite așa! Și fetițele deschid brațele, gata, gata să le smulgă din subțiori, Coca-Cola și, oh, multă, multă înghețată după poftă. Puricel nu-i găman din fire, dar înghețata îi place. Și cartofii prăjiți. Înghețată a mâncat doar de patru ori de când ține el minte și își propune ca de data asta să se sature. Nu o să se atingă de nimic altceva. Hmm, poate de cola. Dar asta nu-i totul. Fiecare zi aduce alte știri din ce în ce mai extraordinare. Vor avea și muzici și surpriza surprizelor. Un artist de la televiziune va veni să joace special pentru ei. A, și să nu uite, fiecare copil va primi acasă o invitație specială. Puricel chicotește în sinea lui. Acum pricepe rostul cartonașelor cât palma pe care fetițele desenează chiar și în timpul orelor un chenar din tot felul de floricele, iar la mijloc scriu câte un nume. De două zile, Chiocel consultă de trei patru ori pe oră cutia poștală de acasă. E din tablă verde, agățată strâm pe gardul cu vopsea scorojită, dar lui i-a devenit dragă. E frumoasă și bună, un gând îl străfulgeră. În viața lui n-a primit nicio scrisoare. Asta va fi prima. Se simte atât de fericit că abia mai poate respira. Nu e expansiv de felul lui, mai degrabă tăcut, dar nici nimeni nu stă să-l asculte. Acum însă nu mai rezistă. Trebuie să-și împărtășească bucuria. Pe seară țopăie în jurul bunicii care curăță în fața casei un ligian de spanac. Face tot felul de jumbuș lucruri cu o minge mică și tare, singura lui jucărie. Nu știe cum să înceapă până ce bătrâna îl privește să câită peste ochelari. Ci stai boal, odată, zumzăi ca un bondar. Obrajii învăpăiața ai copilului o bagă în sperieți și ochii strălucesc ca la nebuni, ard lumânare mistuită de vânt. Te pomeni care fierbințeală și dintr-o dată percepe dimensiunile catastrofei. Bani pentru medicamente și doctor, cine stă să-l îngrijească? Încearcă să-l prindă de mână. Ia vină încoa, te doare ceva, te ia cu frig? Băiețașul se smulge și două colbunicii sărind într-un picior. Ce-mi dai dacă îți spun ceva? Ceva ce n-am mai spus la nimeni. Nu mai așteaptă și rostește dintr-o suflare. Sunt invitat la Ana Maria sâmbătă la partiul de ziua ei. O să fie baloane și muzi și vine toată clasa și înghețată câtă vrei. Și cola și artiști. Bătrâna îl privește dintr-o parte. Ce tot tolocănești acolo că mă zăpăcești de cap? Nu pricep. Cine te-a invitat? Ghiocel o ia de la capăt, explică pe cine-i prințesa din castelul cu trandafiri și ce minunății îi așteaptă acolo sâmbătă. Bunica al măsoară sceptică. Și tu ce cauți acolo? A invitat toată clasa, argumentează suprem puricel. Hm, foarte frumos din partea ei. Te-ai gândit ce cadou îi faci? La asemenea mândrețe de petrecere nu poți să mergi cu mâna goală oricât ai fi de sără toc. Mai bine nu te duci decât să râdă oia de tine. Ghiocel a încremenit cu gura căscată și un picior în aer. Bătrâna îi surprinde blocajul și constată cu satisfacție. De ne poate, toți dăm să ne cocoțăm, dar nu fiște cine are și scară. Norocul e de partea lui Ghiocel. Vineri, mama mai pune în mână niște bani înveliți în hârtie. A venit vară, îți trebuie un șor și câteva maiouri. N-am timp să merg cu tine, dar am oprit lucrurile tu, doar duși banii și le ei. De la marketul de subtanti Cătălina. Întreb de una, doamna Emilia, care te așteaptă. Fii atent unde pui banii ca să nu-i pierzi. Ideea nu i-a venit chiar de la început, dar ciudat, după ce am fășurat banii într-o punguță de plastic strânsă cu un cauciuc și a băgat în buzunar, l-a cuprins dintr-o dată un sentiment de liniște și de siguranță. După plecarea lui Maicăsa, făcea weekendul cu un bărbos care venise să o ia din fața casei într-o mașină galbenă, puricel a mai zăbovit prin curte jucându-se cu un cățel din vecini. Rămăsese singur în toată casa, dar nu era prima oară, și dacă îi se făcea de ducă, trebuia doar să încuie și să pună cheia bine, adică într-o gaură de sub fereastra bucătăriei. Se făcuse de patru și ghiocel tot nu se urnea. Ceva nedeslușit parcă îl ținea de umeri și îl împiedica să se ducă la market să ridice pachetul. În cele din urmă, după ce se asigură că a încuiat bine și că banii sunt la locul lor în buzunar, plecă ronțăit dintr-un măr pipernicit. Și din nou se petrecu ceva ciudat. În loc să o ia spre market, fără să-și dea seama, dar mai degrabă singure, picioarele lui Ghiocel se îndreptară în direcția opusă. Tot singure se oprire în fața vitrinei de la bambini. Împinse ușa de sticlă și dintr-o dată se trezi într-o lume de bas. Era un magazin de jucării de curând deschis de un cuplu de italieni. Din tâi, Ghiocel rămase țintuit locului cu răsuflarea tăiată. Nu văzuse până atunci asemenea frumuseți și ochii alergau în toate părțile, neștiind unde să se oprească. Se simțea amețit de fericire, și spre norocul lui, nici o clipă gândul că toate aceste minunății nu-i aparținau, că erau destinate altor copii, nu i-a bucuria. bucurie. Zăbovi până la închiderea magazinului, oprindu-se la fiecare stand, dinaintea fiecarei jucării. Îi plăceau cu deosebire cele mecanice și electronice, care se mișcă, vorbesc, aleargă, se extazie dinaintea viaductului și a șefului de gară cu o minunată șapcă roșie de la trenul electric chicotii salutând animalele de pluș, atât erau de drăgăleașe, se uită curios la cutiile cu puzzle, la armele cu aer comprimat, scoase un țipăt mic când du ochii cu păpușile. Ce rochițe, ce bucle de toate culorile, lucioase ca mătasea de porum, ce pantofiori, uite, una are și gentuță și lângă ea doi bebeluși gemeni. Toate sunt niște prințese și toate seamănă cu Ana Maria. Când, într-un târziu, Ghiocel își lua inima dinți adresându-se vânzătoarei, nu-și dădea seama că, de fapt, hotărârea o luase de mult. Vrei să cumperi ceva, băiețaș?" Cu gâtul uscat de emoție, Ghiocel dădu din cap. Articulă în șoaptă. O păpușă. Și îndreptă degețelul nu prea curat spre o Barbie, aproape cât el de înaltă, îmbrăcată în rochiță marinar. Aia! Femeia al măsură, competentă, de la sandalele jerpelite, câți copii ați mai văzut fără Adidas ca și genunchii de altfel, până la tricoul cu litere șterse, decolorat de atât spălat și surâse cu o umbră de tristețe. Mi-e teamă că e cam scumpă, dar avem altele mai mici, la fel de frumoase. Ghiocel o privi de și un norișor de spaimă îi se strecură în suflet. N-avea pușculiță pentru că lui nu-i dădea nimeni bani de buzunar, nu-și cumpăra nimic singur și în sensul acesta era mult mai ignorant decât al scopii de vârsta lui. Scoase pachetelul învelit în plastic și începu să înșire pe teșghea bagnotă lângă bagnotă, ceea ce și închipuia el că reprezintă o avere. Poate că doamna asta nici nu știa ce mulți sunt. Ridică ochii rotunzi în care pâlpâia un firicel de speranță. Ăștia toți, nu ajung! Văzătoarea clătină din cap, stoarsă de milă, zău dacă nu i-ar fi cumpărat-o ea pe Barbie, dar suma era cu adevărat mare. Și de fiecare le are pe ale lui. Băiețelul își căută cuvintele. Atunci, atunci, Femeia scotocind de lung prin mulțimea de prințese și se întoarse cu o păpușică micuță cât o palmă de om mare, închisă într-un penăraș de plastic. Pe capac scria cu litere de aur, Isabela. E ca o puricuță, îngăină Ghiocel gândindu-se la porecla lui. asta e tot ce poți căpăta pentru banii tăi, puișor, spuse femeia, gândind că va completa ea oricum suma cu câteva mii de lei. Dar uite cât de drăgălașă e, ce rochiță minunată are, ce păr frumos! Ghiocelul îndrăgi pe loc, observând în extaz. Și închide și deschide ochii. Vânzătoarea îi spori entuziasmul, manevrând păpușa. Spune și mama! Era pensula finală pentru un tablou trandafiriu. Ghiocel pleca fericit, strângând la pie păpușica, somtos împachetată. Ghiocel ascunse pachetelul într-un dulap cu vechituri, unde nu umbla nimeni mai mult de două sau trei ori pe an și țopăi toată seara prin casă, beat de fericire. Din când în când neobservat, se ducea la dulap să se asigure că pachetul mai e acolo că Izabela face bine. Bunica, improvizând din resturi o tocăniță de seară, mormăi. Nu știa păți băiatul ăsta, de vreo două zile parcada strechea în el. Zbur de ca un tău în peste o balegă. Neam de macaronari, decise bunicul pe jumătate beat. Ăștia și până să -l iei joacă tantarola. Așa o ia el razna, dacă când se întoarce măsa se potolește. Inima lui Puricel se oprește pentru o clipă. A și uitat de mama. Ce o să-i spună de bani? Unde-s șorturile și maiourile? E, dar abia ai vineri seara, până poi mine când se întoarce. Ha, ha, mai e mult, o veșnicie. Două zile întregi. Toată dimineața de sâmbătă, Ghiocel nu se desprinse de casă, pândind sosirea poștașului. O vagă îngrijorare îl cuprinse abia pe la prânz, când se repezi într-un suflet la școală, în speranța că ar putea găsi invitația acolo în banca lui. Dacă se gândea bine, nimeni nu știa unde locuiește. Întâi, că n-avea niciun prieten, și pe urmă bunica nu îl lăsa să aducă acasă toți zăpăciții, mă doare capul și fără ei. Asta era precis. În lipsa adresei îi lăsaseră invitația la școală. Pătrun se plin de nădejde în clasa pustie. Față de vacarmul obișnuit al peisajului, liniștea desăvârșită părea ciudată și instinctiv pășind vârful picioarelor de parcă s-ar fi furișat, ridică tremurând capacul pupitrului. Câțiva gândași speriați fugiră care încotro, abandonând un cotor de măr ruginit. După amiază, târziu, sleit de așteptare, Ghiocel își târa picioarele prin curte. Se lăsă pe vine, ștergând cu spinarea zidul văruit al casei. Prin fereastra deschisă răzbăteau sfăroiturile și horcăielile bunicului, adâncind, adâncit în somn zbuciuma de bețiv. Invitația tot nu venise și era aproape ora șase. Sărbarea Anei Maria începuse la cinci. Dar dacă... Ideea le arse ca o limbă de foc. Dădu buzna în casă, o înșfăcă pe Izabela și o lua la goană spre castelul cu trandafir, era sigur că părinții Anei Maria se răzgândiseră că nu mai făceau partii. Parcă mama nu se răzgândise de atâtea ori și când îi promisese că ia patine și când trebuia să-l ducă la circ. Dar el, el o să-i dea păpușica și fără parti, O să-i o pună în brațe și gata. Eu cel coboară din castan. E obosit, parcă ar tot dormi amețit și simte un pum de plâns în capul pieptului. Ce de baloane și muzi și cuticul lumină colorată prin copaci și farfurioare vârfuite cu frișcă și cola și fetițe cu bucle ca niște cârnați și volane. Băieții au funde la gât și floare pe haină. Sunt toți, nu lipsește niciunul. A venit și Oancea Cornel, cel mai prost din clasă, și rățesc cu Paul, repetentul care mai și fură de la copii. Și ce tort mare, cât roata de la mașina de cusut a bunicii. ca roșie care aduna în creștet buclele Anei Maria, se apleacă fluture uriaște asupra lumânărilor. Bogdan începe să aplaude. Imaginile se amestecă, se voalează, se umplu de lacrimi. Puricel se îndreaptă spre casă. Trupul firav s-a încovoiat de parcă toată povara lumii, iar apăsa umerii plăpânzi. În brațe, atârnă greu Izabela. Face un micocol și intră în parcul unde, în zilele frumoase și după ce și-a terminat exercițiile la pian, Ana Maria se plimbă cu bicicleta. E plin de lume și copii și Puricel trebuie să meargă mult până găsește un loc unde nu-l vede nimeni. Ce să facă el cu păpușica? Unde să o ascundă? Ce-ar zice mama sau bunica dacă se uită încă o dată de jur în prejur și abandonează pachetelul pe un tufiș cu frunzetari tari, tuns ca un arici pătrat. Un scâncet se prelinge în înserarea deasă. Ghiocel, Izabela. Uf, aici se termină povestirea partii la castel. Efectiv m-a emoționat foarte tare, poveste foarte tristă și am trăit așa fiecare cuvânt parcă prins în poveste. Sper că am reușit să vă transmit și dumneavoastră toată emoția pe care mi a, mi -a... toată emoția pe care mi-a strânit o această povestire. Da, efectiv am rămas fără cuvinte. Vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de mine. Dacă încă sunteți aici, o să vă rog din nou să vă abonați la canal, să dați un like, un share eventual, dacă, dacă v-a plăcut, și să-mi lăsați un comentariu. Îmi face mare și deosebită plăcere să vă citesc comentariile. Și vă mulțumesc din suflet că mă ascultați. Până data viitoare, să ne auzim cu bine, cu mult drag.